Informații de ultimă oră transmise de Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița conturează o imagine reală a evoluției pandemiei COVID-19 în județ. Astfel putem constata că la nivelul județului Dâmbovița s-au făcut peste 1000 de teste, numărul persoanelor confirmate cu coronavirus fiind de 112. Un alt deces, al treilea de până acum, s-a consemnat astăzi pentru focarul de la Căminul de Bătrân din Răcari și un nou focar atrage atenția opiniei publice. Este vorba despre o societate comercială din Tărtășești, unde au fost depistate 5 persoane infectate cu acest virus, firma în cauză fiind sancționată de Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița pentru faptul că nu a adoptat măsurile necesare protecției angajaților săi. Iată comunicatul transmis de DSP Dâmbovița. De la debutul pandemiei și până în data de 4 mai 2020, în județul Dâmbovița au fost efectuate 1019 testări, dintre care 112 cazuri au fost confirmate cu virusul COVID-19. Dintre acestea, 32 de persoane au fost vindecate și externate, 73 sunt sub strictă supraveghere medicală, iar 7 persoane au decedat, ultimul deces înregistrându-se astăzi. Este vorba despre o persoană de sex feminin în vârstă de 90 de ani, rezidentă a Centrului pentru Îngrijirea Persoanelor Vârstnice Răcari și care prezenta multiple comorbidități. Începând cu data de 28 aprilie 2020, la o societate comercială cu sediul în localitatea Tărtășești, este în evoluție un focar de colectivitate cu 5 cazuri confirmate până la acest moment, toți cetățeni din Sri Lanka. Aceste 5 cazuri au generat un număr de 27 de persoane aflate în contact direct, care au fost introduse în autoizolare la domiciliu împreună cu membrii familiilor lor. DSP Dâmbovița a dispus următoarele măsuri: dezinfecția terminală în toate spațiile utilizate frecventate de persoanele confirmate, realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru întreg personalul societății, monitorizarea zilnică a stării de sănătate a salariaților, internarea de urgență a persoanelor care prezintă simptome specifice COVID-19, dotarea tuturor salariaților cu echipament de protecție, asigurarea de cantități suficiente de produse biocide pentru dezinfecția mâinilor, a suprafețelor și utilizarea lor, cu respectarea recomandărilor producătorului. DSP Dâmbovița a sancționat societatea comercială respectivă cu amendă în valoare de 20.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor speciale instituite în situații epidemiologice deosebite, astfel încât să prevină îmbolnăvirea lucrătorilor.